Ansamblul folcloric din Sibiu tocmai participase la un festival internațional organizat în Dubai. În momentul în care copiii și profesorii au vrut să plece spre aeroport, furtuna a făcut ravagii. Astfel, ei au rămas blocați în recepția hotelului, iar cursa aeriană la care aveau locuri rezervate a fost anulată din cauza inundațiilor. Am sunat undeva pe la 8 seara și am spus situația mea cu copiii, pentru că efectiv nu mai aveam căutați, am încercat să caut niște locuri de cazare pentru ei, pentru la aeroport nu mai puteam ajunge, nici cum. Dar cum era pe străzi atunci? Un fel de Veneția. De-aia m-am sperat mai mult, pentru că totuși aveam minori. Copiii au povestit clipele de panică prin care au trecut. M-a speriat prima dată când am ieșit afară, cerul s-a întunecat. A început să bată vântul din ce în ce mai tare, au început să apară tunete, fulgere, iar după aceea a început o ploaie puternică. La scurt timp după acestea, am văzut străzi inundate, a fost urât. Am fost surprinși cu toții, n-am știut de la început ce urmează și am încercat să ne păstrăm calmul, să fim liniștiți și să ne gândim că tot o să fie bine. Părinții în prima fază au fost și ei impacientați pentru că nu știau ce se întâmplă exact. Ne-au ajutat foarte mult profesorii, i-au ținut la curent cu tot ce se întâmplă, au știut tot ce facem, tot ce urmează. Locuitorii din zonă încă sunt marcați de puterea furtunii care a lovit Dubaiul, dar și impresionați de reacția autorităților. Am fost avertizați, suntem avertizați de fiecare dată pentru că această ploaie într-adevăr a fost naturală. Furtuna a fost naturală, dar în schimb în Dubai, în Emirate, se practică cloud seeding, deci ei și provoacă artificial ploi, motiv pentru care suntem avertizați din timp. Din păcate, de această dată a fost o furtună extraordinar de violentă. A fost un scenariu apocaliptic, să spunem. Într-adevăr, Emiratele nu sunt pregătite pentru acest tip de inundații. În schimb, în 48 de ore, fără niciun fel de incident, fără ambulanțe, fără decese, fără incidente de nivel major, nu numai că au curățat tot, deci s-au mobilizat într-un fel fantastic. Șeicul Dubaiului a aprobat un proiect de 80 de miliarde de dirham, o sumă fabuloasă pentru o infrastructură nou-nouță pentru canalizări. Specialiștii au demontat scenariile potrivit cărora furtuna ar fi fost provocată de tehnologia folosită de autorități pentru a produce ploi artificiale. These kind of cloud seeding experiments typically are aiming at relatively small enhancements in the amount of rainfall, partly because you cannot create big thunderstorms like this out of nothing. So while cloud seeding is being trialed in the region, there's very limited evidence to suggest how well it works, and that makes it, in this case, quite unlikely that this event was due to cloud seeding. Ploile torențiale au afectat traficul inclusiv pe cel mai aglomerat aeroport din lume, care a fost închis temporar. Aeroportul internațional Dubai încearcă să își revină după ploaia record căzută în Emiratele Arabe Unite. Călătorii stau acum la cozi lungi sau dorm în aeroport în speranța că vor reuși să urce într-un avion către casă. Acum câteva zile, o furtună puternică a adus într-o singură zi ploi mai bogate decât cele dintr-un an întreg. Alte zone ale Emiratelor au înregistrat și mai multe precipitații.